Sună, da? Seara, domnul procuror, ce s-a întâmplat? Acum, papa. Ce a durat așa mult? În primul rând, aș vrea să vă spun că după toate evenimentele din această săptămână, dumneavoastră deja știți, luni am fost la înalta curte, marți am avut o citație la o altă instituție, miercuri am fost prezentă la o altă instituție pentru două acțiuni disciplinare, astăzi am fost prezent aici, face parte din campania de hărțuire cu care deja și eu m-am obișnuit și bănuiesc că și dumneavoastră. În acest moment am interdicție de a vorbi cu presa despre dosarul pentru care am fost astăzi citată. Ca atare, nu am să vă răspund. În afară de această interdicție, este luată și o altă măsură? Vă rog să mă lăsați să fac declarația și după aceea am să vă răspund la întrebări ca de obicei. Deci, în acest moment nu am voie să vă spun absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat aici, astăzi, și nici cu privire la acest dosar. Dacă vreți să vorbim despre alte lucruri, vă răspund cu plăcere. Dar s-a luat această măsură de a nu mai vorbi cu presa. Repet, mi s-a interzis de către procurorul de casă să mai vorbesc cu presa pe acest dosar. Ca atare, nu doresc să am probleme. În cadrul controlului judiciar. Nu, cred că este o măsură de a-mi închide gura, de a nu mai spune ce se întâmplă. Este o măsură, bineînțeles, de a ne hărțui în continuare pe toți cei din sistemul judiciar care ne-am făcut treaba. După cum se știe, sunt într-o procedură internațională în care am ieșit prima. Probabil că disperarea unora că voi putea ocupa acea funcție a ajuns la anumite cote și din acest motiv eu nu mai am voie să vorbesc cu presa. Deci sunteți presa. Sub măsura controlului judiciar, doamna procuror. Această... Doamna procuror mi-a interzis să vorbesc despre absolut orice referitor la acest dosar. Ca atare, nu vă pot răspunde la niciun fel de întrebări legate de acest dosar. Ca strategie, vă răspund la alte întrebări dacă sunt. Această interdicție poate fi contestată? Nu pot să vă răspund despre absolut nimic legat de acest dosar. Apreciez că încercați să mă provocați, dar nu voi vorbi despre acest dosar. Și care e logica acestei măsuri? Care ar putea fi logica? Reprezentați un pericol public? Dacă mai sunt alte întrebări despre alte subiecte, dacă nu... Procedura din Parlamentul European, am văzut că a fost amânată din nou o decizie. Ce semnal dă faptul că... Calendarul negocierilor a fost făcut public încă de luna trecută. Se știa că sunt întâlniri pentru negocieri inclusiv ieri, că vor fi întâlniri pentru negocieri în 4 aprilie, în 10 aprilie, exact în această perioadă. Repet, eu am ieșit prima în urma procedurilor derulate în fața unei comisii tehnice care au analizat profesionalismul celor care sunt prezenți în procedură. Dintre toți cei care ne-am înscris am ieșit prima. Ulterior am fost audiată în Parlamentul European, din nou am ieșit prima. Acum are loc o etapă de negociere între Parlamentul European și Consiliu. Este o procedură care este prevăzută în regulamentul viitorului parchet european. Nu este ceva nou, nu este ceva diferit. Aștept rezultatul acestor discuții. Având în vedere această interdicție, Chioveși, astăzi la secția specială, ieri la CSM, alaltă ieri la înalta curte, toate aceste proceduri vin ca un minus sau ca un plus în candidatura dumneavoastră? Deci am o carieră profesională de aproape 24 de ani ca procuror. Niciodată n-am fost cercetată disciplinar în cei 24 de ani. În mod cu totul ciudat, într-un an de zile am reușit să am 4 acțiuni disciplinare, să fiu cercetată în peste 40 de verificări ale inspecției judiciare, să fie peste 18 dosare în care sunt implicată, așa cum am citit într-un comunicat de presă. Și toate aceste lucruri se întâmplă ca urmare a faptului că mi-am făcut treaba și eu și alți colegi de-ai mei. Nu sunt singura care sunt supusă unor asemenea hărțuiri. Sunt și alți procurori din sistem, sunt și alți procurori din DNA care au acțiuni disciplinare sau care sunt cercetați disciplinar. Sunt cercetați și alți procurori sau judecători care au avut curajul să spună ce se întâmplă atunci când vorbim de modificarea legilor care practic ampută posibilitățile de a investiga faptele de corupție. Se iau tot felul de decizii prin care se încearcă intimidarea noastră și mai nou reducerea la tăcere, aceea de a nu mai putea să
să vorbim despre lucrurile care ni se întâmplă. Această interdicție, veți merge mai departe? Da, exact. Ce riscați dacă nu respectați această interdicție de a vorbi cu presa despre dosarul? Eu respect această interdicție, nu o să vorbesc cu presa și nu vorbesc cu presa despre acest dosar. Dacă aveți întrebări pe alte subiecte, știți că sunt rezistentă la stres, cred că am dovedit acest lucru, deci de 50 de ori, de 100 de ori, de 1000 de ori, dacă mă veți întreba despre acest dosar, de fiecare dată am să vă spun că nu voi vorbi. A declarat astăzi că au fost abuzuri inimaginabile pe care le-a comis da. Nu comentez niciodată ce zic alții, însă despre acest subiect al abuzurilor, care văd că este în spațiu public de o perioadă de timp, aș vrea să spun, sau nu s-au săvârșit abuzuri sub mandatul dumneavoastră? Mai aveți întrebări sau pot să răspund? Vă rog. Mulțumesc. Plăcere. Deci, cu privire la abuzuri, acestea trebuie constatate de instanțele de judecată sau de un judecător. Nu știu în acest moment să fie hotărâri definitive ale instanțelor care să constate că un procuror din DNA a comis abuzuri în ultima perioadă de timp. Dar, revenind la hotărârile judecătorești, în mandatul de procuror șef al DNA, au fost peste 70 de magistrați care au fost trimiși în judecată, inclusiv pentru infracțiuni de abuz în serviciu și inclusiv pentru ceea ce se cunoaște în spațiu public ca fiind abuzuri. Deci eu am fost prima care atunci când au fost astfel de situații, am intervenit atât din perspectiva investigării faptelor penale, am sesizat Consiliul Superior al Magistraturii sau Inspecția Judiciară. Asta, doamna procuror, la Lucia Nonea și la Mircea Negulescu știm că nu a fost așa. Pot să continui ce răspunsul la întrebare? Și după aceea am să vă răspund. În toate situațiile în care au existat indicii despre un procuror ca să săvârși fapte penale, chiar dacă a fost din DNA, întotdeauna am intervenit. Atunci când au fost indicii despre procurori, inclusiv din cadrul DNA, că nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu, am sesizat Inspecția Judiciară, am sesizat Consiliul Superior al Magistraturii. Cu privire la serviciile teritoriale, trebuie să vă spun că se făceau și am dispus controle la fiecare 6 luni, controle care s-au realizat prin intermediul colegilor mei, în special prin intermediul celor doi adjuncți. De asemenea, am sesizat de fiecare dată Inspecția Judiciară și Inspecția Judiciară a făcut controle regulate în cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Până nu avem decizii definitive ale instanțelor prin care să se stabilească că un procuror din DNA a comis un abuz în serviciu, a comis alte fapte disciplinare, eu nu cred că putem vorbi de abuzuri. Faptul că în activitatea lui un procuror nu respectă o procedură sau nu respectă legea, întotdeauna este sancționat. Și ca șef de instituție, întotdeauna când am avut astfel de indicii, am luat măsuri. Mâine mergeți la secția 18 pentru a da cu subsemnatul pe această măsură a controlului judiciar? Nu pot să vă răspund absolut nimic ce are legătură cu acest dosar. Simțiți că este un război, Laura Codruța Chiuveș și Adina Florea? Nu, este niciun război. Fiecare eu îmi fac apărările în cauzele în care sunt citat, așa cum i-am făcut apărările și mi le fac în continuare în toate cauzele disciplinare. De câte ori am fost citată de către o instanță sau de către un organ de urmărire penală m-am prezentat. Așa cum după 1 an și 6 luni sau după 1 an și 8 luni am dovedit că abaterile disciplinare care au fost reținute în sarcina mea au fost simple fabulații și nu am comis absolut nicio încălcare a codului deontologic și nicio încălcare a niciunei dispoziții legale, sunt convinsă că absolut toate acuzațiile care se fac cu privire la persoana mea în timp se vor dovedi că sunt nereale. Și interdicția de a părăsi țara? Repet, procurorul de caz mi-a interzis să dau absolut orice relații despre acest dosar. Măsurile luate astăzi v-ar putea afecta în parcursul dumneavoastră spre șefia parchetului european? Deci nu pot să fac niciun fel de comentariu despre dosarul penal. Vă gândește libertatea de a părăsi țara? Dacă nu ați fi parchetul european, europarlamentarul Cristian Preda spune astăzi că Viorica Dăncilă face presiuni în Consiliul European pentru ca dumneavoastră să nu fiți numit procuror șef european. Au ajuns la dumneavoastră astfel de informații. Cum le comentați? Nu le comentez în niciun fel. Repet, eu m-am înscris în această procedură singură, m-am pregătit singură, fără să am sprijinul guvernului, fără să am sprijinul altor instituții, nici nu am cerut acest sprijin, nici nu mă aștept să am acest sprijin. Am dovedit că sunt un procuror profesionist pentru că am ieșit prima din Europa într-o procedură care au fost scriși zeci de procurori
cu o comisie extrem de exigentă formată din 12 specialiști în domeniu, procuror general, președintele Greco, președintele Curții Europene de Audit și alte personalități din domeniul justiției care ne-au examinat într-o procedură extrem de profesionistă și transparentă. Deci am dovedit că am fost prima, am dovedit că sunt profesionistă, am dovedit că întrunesc condițiile din punct de vedere profesional pentru a ocupa această poziție. Este evident că tot ceea ce se întâmplă în ultima perioadă de timp are legătură cu candidatura mea la această poziție. Atacurile în mod repetat, campaniile false care se fac, zilnic sunt zeci de știri false, deci nu reușesc să răspund la toate știrile false, ele apar atât de des și atât de mult, încât știți și dumneavoastră că nu am cum să țin pasul cu ele. Dar doamna, de fost șef al Direcției Naționale Anticorupție și de candidat la șefia parchetului. Probabil deranjez pe cineva prin faptul că doresc să ocup o funcție într-o instituție europeană. Acesta este răspunsul. Pe cine? Pe cei care nu-și doresc acest lucru, pe toți cei care sunt disperați de faptul că procurorii și-au făcut treaba, că judecătorii și-au făcut treaba, deci toți cei care vor să fure liniștiți în această țară și care vor ca procurorii să stea la birou și dacă se poate să investigheze fapte mărunte, să nu mai investigheze fapte de corupție, să nu mai recupereze prejudicii. Dar de toate acestea despre actuala guvernare care nu v-a susținut în Parlamentul European? Vă rog pe rând că n-am reținut. Despre actuala guvernare care nu v-a susținut în Parlamentul European? Vorbesc în general despre toți cei care încearcă să limiteze acțiunile justiției, despre toți cei care încearcă să modifice instrumentele pe care procurorii și judecătorii le au pentru a investiga astfel de fapte și vorbesc despre toți cei care atacă justiția în mod nedrept în ultima perioadă de timp. Modificările la codurile penale au fost intens criticate de instituția pe care dumneavoastră ați condus-o. Cum le vedeți dumneavoastră? Da, am aceeași opinie ca și colegii mei din cadrul sistemului judiciar. Sunt modificări care vor afecta în mod grav posibilitățile de investigare a faptelor de corupție. Cred că tot ceea ce s-a spus, inclusiv de către Consiliul Superior al Magistraturii, de colegii din DNA, de ceilalți procurori și judecători din sistemul judiciar, sunt întemeiate și, într-adevăr, putem să fim îngrijorați că astfel de modificări legislative vor fi adoptate. Ele nu vor fi pentru a putea lupta eficient cu criminalitatea, ci ele vor fi adoptate pentru a ajuta anumite persoane să scape de consecințele unor răspunderi penale. Vă mai întreb ceva în calitatea dumneavoastră de candidat la șefia parchetului european. Cum vedeți un referendum pe teme de justiție organizat în România pe 26? Candidez la șefia parchetului european, dar sunt tot procuror. Ca atare nu comentez ce se întâmplă în domeniul politicii. Dar în domeniul justiției, 30 de colegi de dumneavoastră s-ar pregăti să plece la Bruxelles pentru a vorbi cu Frans Timmermans și a protesta față de ceea ce se întâmplă în justiție. Cum vedeți demersul dumnealor? Îi felicit și îi susțin atât cât pot. Dar nu e un referendum politic, e pe justiție. De aceea, cum vedeți acest referendum? Poate fi ajutat sistemul judiciar? Repet, sunt procuror și nu comentez ce se întâmplă în spațiu politic. Acest referendum este decizia unor politicieni, va fi organizat de politicieni, ca atare eu nu comentez în niciun fel. În DNA ați șantajat un afacerist pentru a face declarații împotriva familiei Cosma? Nici vorbă. Sunt atât de multe minciuni care au fost puse în spațiu public încât, vedeți și noastră, nu am reușit să țin pasul cu ele. Nu am comis niciodată nicio ilegalitate. Nu am șantajat pe nimeni, nu am amenințat pe nimeni. Nu am avut niciun fel de contact cu părțile din dosare, pentru că totuși eram procurorul șef al acestei instituții, nu făceam eu anchete, ci erau procurori care făceau anchete. Anchetele procurorilor erau coordonate și verificate pentru legalitate de către șef. Între un procuror de caz și șeful de NEA, de obicei sunt cam 3 sau 4 șefi care pe cale ierarhică verifică măsurile pe care ele au, deci era imposibil să intru în contact cu părțile. Sunt niște povești și niște fabulații care se spun în spațiu public. Mă rog, eu sunt obișnuită cu minciunile care se spun, încerc atât cât pot să le dezmin de fiecare dată, dar este foarte greu în această avalanșă de minciuni care se spun zilnic să reușești să demontezi absolut toate afirmațiile. Există în spațiul public fotografii cu dumneavoastră în anumite spații private? Am văzut și fotografii și înregistrări și discuții trucate, mixate, colatate. Așa mă duc și eu acasă și îmi fac fotografie cu oricine. Eu nu spun de nimeni că minte, nu comentez declarațiile pe care le fac alții, vă pun categoric ceea ce am spus și
anterior că sunt situații în care au fost prezentate înregistrări cu mine falsificate, filme cu mine falsificate, poze cu mine falsificate și nu pot exista poze din locuri în care eu n-am fost sau de la persoane cu care eu nu m-am întâlnit sau din, nu știu, expresii pe care eu nu le-am spus sau discuții pe care eu nu le-am avut. Este foarte evident și s-a făcut și o expertiză tehnică cu privire la o înregistrare care a apărut în spațiul public, aceea a fost trucată, deci am văzut și poze trucate, și fotografii trucate, și filme trucate, deci nu pot să vă răspund absolut la toate fotografiile, că nu le-am urmărit pe toate. Aș vrea să ne răspundeți cu da sau nu. Ar putea exista fotografii, filmulețe reale cu dumneavoastră în anumite spații private, la întâlniri private, nu instituționale, cu anumite persoane acum, care fac parte din politic? Dacă am fost la ziua fratelui meu, e o persoană privată într-un spațiu privat, da? E posibil să am. Nu, nu este un politic. Dacă am fost la prieteni de mei care nu sunt oameni politici, e posibil să apară poze din spațiu privat. Dacă am fost cu colegii mei în timpul liber, e posibil să apară poze cu mine în spațiu privat. Adică nu stau doar la mine în casă, mă ies. Care au făcut parte din politic sau sunt și acum? Haideți că așa răspundem la speculații. Eu v-am răspuns. Să presupunem că minte Sebastian Ghiță și că n-ați fost acolo, dar toți cei care vin și spun în spațiu public mint că au văzut acea consecvența. Vă apreciez consecvența. Nu, adică astăzi, așa în general, că sunteți unii din cei care în mod consecvent îmi puneți întrebări. Ce vreți să spuneți cu asta? Să vă răspund la întrebare. Vă apreciez consecvența inclusiv de a mă întreba despre acest dosar. Dar nu pot să fac niciun fel de comentariu pentru că am interdicție. Dar ce e greu să spuneți că sunteți sub control judiciar când foarte multe persoane care au ieșit din birourile procurorilor pe care i-ați condus dumneavoastră cândva au fost puși sub această măsură, deci, repet, procurorul de caz mi-a interzis să discut cu presa despre acest subiect. Dacă mai aveți întrebări pe alte subiecte. Această interdicție vine după o schimbare a calității de suspect în cea de inculpat? Vă mulțumesc pentru consecvență. Dacă nu mai aveți alte întrebări, vă mulțumesc. La revedere. O zi bună tuturor.